În teorie, există doar 4 stiluri de parenting. Părinții autoritari vor să controleze și cer să fie ascultați fără a lua în considerare punctul de vedere al copilului. Părinții permisivi sunt iubitori, dar nu exercită niciun fel de control. Nu există reguli. Părinții democrați sunt fermi, dar iubitori. Ei încurajează independența, dar între anumite limite. Părinții neglijenți nu sunt implicați și adesea neinteresați de propriul copil. Recent a fost propus un al 5-lea stil, dar ne vom întoarce la el puțin mai târziu. Stilurile se întind de la părinți care vor să controleze și au așteptări, la cei care oferă libertate completă, și de la cei reci și indiferenți, la cei iubitori și receptivi. Fiecare dintre ei, părinți democratici, permisivi, autoritari și neglijenți, își găsesc propriul loc. Pentru a înțelege ce înseamnă să crești cu părinți de la fiecare capăt al acestui spectru, ne putem imagina viețile a 4 copii. Părinții Sarei sunt autoritari. Ei își iubesc fata, dar cred că regulile stricte sunt importante pentru a o face pe Sara să devină bine crescută și să se integreze în societate. Dacă Sara plânge, îi se spune să înceteze. Dacă ea răspunde părinților, este trimisă la colț pentru o pauză. Dacă uită să-și facă treburile din casă, nu mai are voie să se joace cu jucăriile ei. Sara învață că suprimarea emoțiilor și îndeplinirea îndatoririlor este modul prin care s-o scoată la capăt cu fiecare zi. Pentru a obține dragostea părinților ei și pentru a nu-i supăra, ea devine foarte ascultătoare. Cu toate acestea, dat fiind că Sarei nu i s-a permis niciodată să ia vreo decizie pe cont propriu sau să facă ceea ce o interesa pe ea, Sara nu știe ca adult ce vrea cu adevărat. Ea începe o viață care pare perfectă pentru părinții ei și pentru societate, dar care ar putea o lăsa nefericită la interior. Părinții permisivi, cum sunt cei ai lui Peter, își iubesc băiețelul atât de mult încât cred că ar trebui să îi îndeplinească toate dorințele, să-i ofere libertate deplină și să nu-i spună vreodată nu. Peter se bucură de control deplin asupra părinților săi și primește tot ce își dorește. Dacă nu vrea să meargă, este dus în brațe. Dacă vrea înghețată, atunci primește înghețată. Dacă vrea să se joace, se joacă toată noaptea. Peter va crește fără nicio opreliște și va face orice va crede el că e bine. El nu a avut niciodată nevoie să facă față unui conflict și nu a învățat să-și controleze emoțiile. Faptul că a primit întotdeauna ce și-a dorit, l-a făcut să nu știe cum să piardă. Pe măsură ce crește, el acționează adesea fără să se gândească la ceilalți și nu își cunoaște limitele. Părinții democrației lui Andrei respectă nevoile copilului lor, dar cred că cei mici trebuie să se bucure de libertate între anumite limite. Andrei se poate juca în voie, dar atunci când termine trebuie să ajute la curățenie. El are voie să mănânce înghețată, dar doar duminica. Are voie să se uite la televizor, dar doar 30 de minute pe zi. Pot apărea conflicte, dar părinții ascultă argumentele lui Andrei și apoi stabilesc regulile. Cu toate acestea, ei nu cedează și nu folosesc recompense sau pedepse. Andrei învață că anumite lucruri sunt dificile, dar părinții lui oferă tot sprijinul necesar pentru a le realiza. El își dezvoltă forța necesară pentru a depăși greutățile și continuă să-și urmărească interesele și pasiunile. La ore, el își exprimă cu curaj opiniile într-un mod pertinent. În pauze, își exteriorizează emoțiile și se comportă liber. Ca adult, el respectă regulile, dar doar după ce acestea au fost discutate și simte că le-a înțeles. Părinții neglijenți sunt de obicei absenți din viața copiilor lor. Nora simte adesea că este singură pe lume. Ea are parte de libertate totală să facă orice vrea și dispune de suficientă imaginație, dar nu primește niciodată feedback, afecțiune, iubire sau măcar atenție. Nora realizează că nu contează ce face, pentru că oricum nimănui nu-i pasă. Lipsa de atenție duce la o lipsă de încredere în sine și în ceilalți. Ea dezvoltă un stil de atașament nesigur, nu poate să formeze relații sănătoase și își construiește o imagine negativă despre sine. Pentru a nu se simți nedemnă de a fi iubită, ea încearcă să nu mai simtă absolut nimic. În ultimii ani, părinții prea implicați care sunt prezenți în fiecare aspect al vieții copiilor lor sunt adesea numiți al 5-lea stil de parenting. Acești părinți sunt cunoscuți și ca pluguri de zăpadă, care îndepărtează obstacolele din calea copiilor lor, sau ca părinți elicopter, care planează asupra acestora și controlează fiecare mic detaliu al vieții lor. Dat fiindcă ei nu-și lasă copiii să facă nimic de unii singuri, aceștia nu pot învăța să depășească greutățile pe cont propriu. Cercetările sugerează că acestor copii nu le place să rezolve probleme dificile, le lipsește perseverența și pot chiar procrastina,
în semn de protest atunci când ceva necesită mult efort. Având în vedere că majoritatea studiilor s-au bazat pe autoraportare și s-au desfășurat în Statele Unite și în Europa, nu este clar dacă efectele observate până acum vor fi aceleași în cercetările observaționale controlate sau în părți diferite ale lumii. Cele patru stiluri de parenting au fost prezentate pentru prima dată de psihologul Diana Baumrind. Pentru un parenting de succes, ea recomandă un echilibru între așteptările avute și răspunsul oferit, adăugând la acestea și cuvintele înțelepte ale Mariei Montessori, care spunea: să nu ajuți niciodată copilul cu o sarcină pe care acesta crede că o poate îndeplini singur. Părinții ar trebui să se descurce fără probleme. Voi ce părere aveți? Ar trebui părinții să recurgă la un anumit stil de parenting sau ar trebui să decidă pe loc ce e mai bine de făcut într-o situație dată? Atâta vreme cât nu-și neglijează copilul, dar nici nu-l abuzează. Pentru a descărca acest video împreună cu muzica de fundal și pentru a afla mai multe despre subiect, vizitați proschool.com. Pentru un masterclass gratuit despre atașamentul parental, vezi linkul din descrierea de mai jos. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.